Bun găsit, doamnelor și domnilor! A explodat numărul cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Ultimul raport publicat de grupul de comunicare strategică ne pune serios pe gânduri. 777 de români au fost testați pozitiv în ultimele 24 de ore. Un nou record absolut de la izbucnirea pandemiei. Chiar și în aceste condiții, 10 de români solicită în fiecare zi externarea. Vorbim despre aceste cifre alarmante cu doctorul Emilian Popovici, vicepreședinte al Societății Române de Epidemiologie. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua noastră și telespectatorilor noastre! E un comentariu comun pe care îl auzim în aceste zile legat de numărul foarte mare de testări față de perioada de acum două luni bună oară. Credeți că ar trebui să ne bazăm pe asta sau pur și simplu este vorba despre un număr foarte mare de oameni care sunt, iată, confirmați cu coronavirus și în paralel de un număr foarte mare de testări, având în vedere că mulți pleacă și în concediu? Numărul mare de testări este îmbucurător pentru că pe lângă necesitatea ca populația să respecte măsurile de prevenție, numărul mare de testări urmat de acel contact tracing, de urmărirea contactilor, este a doua cheie, ca să spunem, care poate ține problema sub control. Desigur că trebuie să raportăm numărul de testări sau numărul de infecții noi depistate la numărul de testări, pentru că cu cât testăm mai mult, cu atâta numărul de infecții depistate în populație este și el mai crescut. Dar e clar că ne confruntăm cu o creștere alarmantă a numărului de cazuri, de cazuri noi depistate, care trebuie să ne pună pe gânduri și nu numai să ne pună pe gânduri, ci trebuie să ne îndemne la măsuri. La măsuri, bineînțeles, prima dintre ele fiind aceea de a convinge populația ca să respecte la rândul ei măsurile de prevenție care au fost și care sunt recomandate. Pe de altă parte, și populația este cumva obosită, spun unii, folosesc acest termen, după toată această perioadă și e cumva o explicație tot dată de psihologi, cum că oamenii nu mai pot să mai accepte restricții. Ce le mai pot spune oamenilor de bun simț, domnule doctor, bănuiesc că și pentru dumneavoastră este o provocare, ce argument poți să le mai aduci oamenilor în afară de acest număr foarte mare de îmbolnăviri pe care se pare că unii nici măcar nu vor să-l creadă? Eu am spus în mod repetat că ne aflăm într-o stare de război în care lipsește glonțul. Este singurul aspect care lipsește, glonțul și confruntarea militară. În rest, aspectele economice, aspectele sociale, aspectele medicale sunt prezente. Și într-o stare în aceasta de război, chiar cu un inamic microscopic, dar care ridică asemenea probleme pe toate palierele, într-o stare de război nu poți să-ți permiți să spui că ai obosit. Războiul trebuie dus până la capăt pentru ca să poți să ai o șansă de a-l câștiga. Și eu zic că avem această șansă, mijloacele sunt clare prin care trebuie să acționăm, rămâne doar să acționăm și să facem ceea ce fac alte națiuni care au ajuns să controleze situația și dau în mod repetat exemplul Germaniei, unde peste 80% din populație a înțeles să respecte măsurile și aceste lucruri sunt clare și dovedite. Și, bineînțeles, lucrurile acolo sunt controlate conform, bineînțeles, în contextul situației în care ne aflăm. Pentru că, vedeți, noastră, noi am făcut în urmă cu 7 săptămâni niște proiecții, mai exact 5 proiecții în funcție de 5 numere bazale de reproducere, începând de la 0,8 și până la 1,2 inclusiv. Proiecția pentru 1,1 număr bazal de reproducere era pentru data de 14 august de 836 de cazuri noi pe zi, iar pentru 1,2 aproape că nici nu ne-a venit atunci să o spunem, dar bineînțeles că am comunicat-o, deci dacă s-ar fi ajuns la 1,2 număr bazal de reproducere, puteam să ne confruntăm cu 2629 de cazuri noi pe zi și cu un număr de 1400 de cazuri în terapie intensivă. Vedeți că începând cu data de 1 iunie, noi ne-am aflat la un număr bazal de reproducere undeva între 1,1 și 1,2. Deci, în mod constant, acest număr bazal de reproducere de 1,1 a fost depășit, astfel încât creșterea aceasta, care pare surprinzătoare, pentru că, într-adevăr, și pe noi ne-a surprins, este pe undeva, se poate justifica, și ne putem aștepta ca în 14 august să avem un număr mai mare de infecții noi decât cel pe care noi l-am prognozat și care în urmă cu niște timp, când l-am comunicat prima oară, a supărat pe foarte mulți.
Deci, iată că toată situația stă în felul următor. Acest virus sau evoluția acestei infecții depinde de oferta pe care o faci. Dacă îi faci o ofertă mare, el va infecta mulți oameni. Dacă îi faci o ofertă mică, va infecta, bineînțeles, mai puțini. Deci, cam aici stă problema și, de asemenea, vreau să menționez că noi am făcut aceste proiecții pentru 1,1 și pentru 1,2. N-am făcut pentru, nici nu puteam să facem pentru niște numere bazale de reproducere intermediare între 1,1 și 1,2. Și, repet, acest număr bazal de reproducere de 1,1 a fost depășit aproape constant în perioada începând de la 1 iunie și până în ziua de astăzi. De asemenea, noi nu aveam cum să anticipăm sutele de externări de la cerere a pacienților depistați ca pozitivi, pentru că și aceștia, bineînțeles, că au rolul lor sau pot avea rolul lor în momentul în care nu respectă ceea ce li se transmite în momentul în care părăsesc spitalul. Bun, vă voi mai adresa o întrebare. Sincer, vă întreb acum, pentru cei care nu vor să respecte condițiile, asta este până la urmă, dacă pe om nu reușești să-l convingi, nu știu ce alte arme ai mai avea. Dar pentru oamenii care vor să respecte și care vor să se protejeze de acest pericol, care ar fi recomandările dumneavoastră? Ar trebui să introducă în obiceiurile pe care le au deja mască în interior și spălarea mâinilor, păstrarea unei distanțe față de persoane, ar trebui să introducă și alte măsuri? Vă întreb sincer, ar trebui să renunțe la ieșitul în oraș, poate, sau este exagerat? Nu cred că este necesar. Știți cum, trebuie să pleci de la simplu la complicat întotdeauna și să păstrăm un echilibru, să nu mergem în extreme, pentru că extremele nu sunt bune nici în situația asta. Deci nici să nu respecti nimic nu este bine, nici să faci mai mult decât trebuie. Sigur că poate să nu fie rău și nu e rău cu siguranță, dar nu știu dacă este absolut necesar în contextul actual. Deci dacă oamenii respectă cu strictețe purtarea măștii în toate situațiile în care simt că ar putea să fie în pericol, nu neapărat numai pentru că le spunem noi ca în interior să poarte mască și în orice situație, pentru că vedeți și în exterior, dacă ești pe o stradă pietonală aglomerată, ești într-o situație de risc aproape egală cu cea pe care o ai într-o sală cu mai mulți oameni. Aproape la fel este. Deci trebuie fiecare dintre noi să gândim în momentul în care ne aflăm în diverse situații și să aplicăm măsurile în funcție de situația în care considerăm că ne aflăm. Dar să mergem de la ceea ce este strict obligatoriu în sus și nu de la ceea ce este strict obligatoriu în jos. Adică mai bine să mai adăugăm noi niște măsuri de la noi dacă ne simțim în pericol decât să scădem în mod nejustificat măsurile care sunt clare și care trebuie respectate de fiecare dintre cei care vor cu adevărat să fie protejați de această infecție. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule doctor, și pentru recomandări. În aceste condiții, dacă trendul actual se menține, din august am putea avea peste 1600 de cazuri noi de coronavirus pe zi, spun medicii. Aceeași ipoteză este lansată și în nota de fundamentare a hotărârii de guvern, prin care a fost prelungită cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul României. Numărul infectărilor cu coronavirus ar putea ajunge la 1200-1600 de cazuri zilnice la jumătatea lunii august, se arată în nota de fundamentare a hotărârii de guvern prin care a fost prelungită cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul României. Luând în considerare diferite cifre medii constatate de cazuri confirmate pentru următoarea perioadă și ținând cont de absența legislației în domeniu pentru aplicarea măsurilor specifice de limitare a răspândirii infecției, poate fi influențată viteza de evoluție, în special în contextul estival în care se creează aglomerații în zone turistice răspândite pe tot teritoriul național. Ne putem aștepta la o dublare a numărului de cazuri noi la 12-14 zile, se arată în nota de fundamentare a guvernului. Prognoza a fost făcută pe baza analizei factorilor de risc, realizată de Comitetul Tehnico-Științific al Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Aceeași ipoteză au lansat-o și mai mulți medici, care spun că am putea ajunge chiar până spre 1800 de cazuri zilnice, dacă trendul rămâne același. Cel mai probabil acest trend se va accelera, să asistăm la o creștere atât de spectaculoasă a numărului de cazuri. Primul lucru va trebui să vedem ce facem cu pacienții
pacienții asimptomatici. În mod normal, pacientul asimptomatic nu trebuie să supraaglomereze sistemul de sănătate publică. El va rămâne în izolare la domiciliu. Va fi afectată calitatea actului medical, va fi o presiune uriașă pe sistemul de sănătate publică și nu vor fi afectați doar pacienții cu coronavirus, vor fi afectați toți pacienții care au nevoie la un moment dat de servicii de terapie intensivă. Controversat.